Loc de dialog. Argumentul contează! Bună seara și bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Loc de dialog. De la microfon vă salută Cristina Popescu, de la pupitrul regizoral Veronica Botnariuc. Invitatul meu din această seară este președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Vladimir Voronin. Domnule Voronin, bună seara și bine ați venit la Radio Bun, Moldova. Domnul Voronin, vom discuta și actualitatea politică din țară, dar înainte de toate vreau să discutăm și să aflăm ce face Partidul Comuniștilor. Partidul Comuniștilor ne la toate cele care <coughs> piedici sau obstacole care se înaintează deja din 2009 încoașii când am plecat la guvernare, activează trăiește, este viu și în teritoriu, și în sate, și în Chișinău, și activează conform statutului, conform programelor, conform planului, și are multe planuri de realizare în anul acesta. Așa că acei care s-au grăbit, de multe, de fapt, s-au grăbit încă din 90, să nu fie comuniști, ni de duța, niciodată, pentru că aceasta. Știți, poți să lupți cu Voronin, poți să lupți cu altă persoană, dar nu poți să lupți împotriva unei idei. Ideea noastră a comunistilor este nemuritoare, pentru că ea este ideea echității sociale. Pentru toți oamenii, indiferent cine sunt, unde lucrează și statutul tău și așa mai departe. De deci, Partidul activează, partidul lucrează. 27 de, tot de ani, totuși, și este aproape 27 de În aprilie, vă veți să avem 27 de ani. Da, 20 de, nu de aprilie. În aprilie, lei ne cu să de de ani. Dar noi, la 22 octombrie, Când suntem născuți. Când s primit oficial? Da, mm -hmm. 93. De deci ce? Exact. Da, noi avem pe, a, pe a 27-lea an. Și totul e normal, tot lucrează. Tot și un partid, un partid longeviv. Cum ați reușit să vă menți inițiată? Dar noi, de unii singuri, niciodată nu am fi putut reuși. Am reușit bazându-ne pe susținerea cetățenilor, pe susținerea celor oameni care cred în dreptate, care se luptă împreună cu noi pentru această dreptate, care vor să fie bine în Moldova, care vor să vadă pe Moldova dezvoltată, care vor ca în casa lor să fie bunăstare, care vor ca pământul moldav să fie însușit, să tăie roade bune, cu toți oamenii împreună. De unii singuri, o grupă de oameni niciodată nu face nimic, dar o echipă întreagă o, cu susținerea cetățenilor, pentru că care e situația, că că partidul în, în limba latină, parte, eu o dar ta societatea noastră moldovenească, toți noi cetățenii Republicii Moldova, suntem cu mult mai mulți decât un partid oricare, cât de mare n-ar fi el și cât de numeros n-ar fi. Deci e numai cu susținerea narodului. Noi am fost la guvernare, cu susținerea narodului și acum activăm și o să activăm și mai departe. Sunt 10 ani, ați spus că la sfârșitul anului, bine, în anul 2009 ați cedat uh, guvernarea, nu mai sunteți de atunci la guvernare. 10 uh, ani, nu 10 ani. 10 ani. Cum, dintr-o parte, cum se văd acești 10 ani de progres politic sau... Noțiunea de cedare sau expresia am cedat, nu. N-ați cedat. Nu, 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 este așa binevenit sau să de dumneata. Nu noi am cedat. S-au creat împrejurări așa, care în jurul nostru au fost uh, diferite încercări foarte serioase și primești de oasă pentru statalitatea chiar a țării, nu numai existența partidului, eu mă refer și la 7 aprilie uh -huh. și la multe alte evenimente și în urma acestor evenimente groaznice, noi am înțeles să mergem și mai departe ceva încă și mai strașnic și mai groaznic, ca în poveste cât mai departe în pădure, cât mai mult strășnicii apar. Și așa, acești 10 ani, de când noi nu suntem la guvernare, s-a dezvoltat criminalitatea, s-a dezvoltat, se dezvoltă și mai departe corupția în cele mai înalte structuri de stat, și până de la președintele Republicii și tot cei lanț, se dezvoltă uh, mafie guvernamentală foarte puternică, și mafie instituțională, adică în ministerie, în diferite structuri de stat, există această corupție, această mafie, această interesă. Și despre cetățeni, despre interesul omului se vorbește numai atunci când se încep campaniile electorale sau este anul electoral. Iată, de exemplu, anul acesta, conform Constituției, trebuie să fie trecut alegeri președințiale. Și deja s-au început promisiuni. Cum spunea cândva pe timpul, la început, după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică, un oricare Jurinovski. Că babe dă din po că cașdă o mujăcu pe butălcă vodcă, și dacă se încep și acum aceste promisiuni și aceste toate, din toate părți, în primul rând, de la așa numitul neconstitucional președinte. Și toți și lați mai departe ar să progreseze în aceste promisiuni. Și oamenii, nu știu de ce, dar cât se poate de mai spus oamenilor noștri de explicat că pe îi duc în eroare, pe dânsă îi mințesc pur și simplu, îi mint. Le dau acolo ceva, ceva și pe urmă patru ani de zile iar, promis, iar nimic, nimeni nu trage și o atenție, nimic. E că s-a întâmplat în aceste 10 ani de zile, pe scurt, pentru că eu știu că noi nu avem mult timp Sfarte în emisiunea timp. noastră, dacă pe scurt, absolut, știți așa, într-o linie, da, da. Eu uh... Voiam să vă am să vă. Am. vorbesc. Iată, în 2001, Partidul Comuniștilor a acumulat 71 de mandate da. din 101, devenind primul și unicul partid din istoria Republicii Moldova care a obținut majoritate constituțională atunci. Da. Au trecut 8 ani, deci ați, ați guvernat 8 ani. Ați fost unul din partidele care, cât de cât, a avut o stabilitate la guvernare. Cum, reuși, cum ați reușit acest lucru și de ce, astăzi. Nu se reușește și, iată, se perindează guvernare după guvernare, se schimbă. Și nu cât de cât, dar cu rezultate foarte impunătoare. Așa rezultate care actuale guvernanți care au venit după noi din 2009 până acum niciodată nu drăznesc să le numească aceste rezultate fug de acești ani, începând cu 2001-2009, parcă nici n-ar fi fost în istoria aproape de 30 de ani de independență a Republicii Moldova, acești 8 ani de guvernare da, e a noastră. Care a rămas... Parcă nici n-ar fi fost acești ani, fug de cele rezultate a noastră de cele succese, pentru că ei nu au nimic. De ce? și noi și-am obținut și mandate, și noi numai, nu numai atunci cu majoritatea constituțională am venit la guvernare, dar noi de patru ore am avut majoritate în Parlament, la patru, ale, patru, scurtine, patru scurtine electorale eleitar. noi am obținut majoritate în Parlament. Dar, mă rog, corupția, mafia și sărășia, toate împreună, tot complexul acesta dinozaurului aceștia, au desus mentalitatea cetățenilor alegătorilor. Sistemele acestea de cumpărare, de, 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 de tradare au progresat. Toate uh, comisiile acestea care se numesc electorale și mai fac eu acolo cu falsificări, cu diferite scheme au dus lumea în eroare, au spus minciuni de tot felul, au, născut, au inventat, inclusiv și uh, sursile sursele mediatice care sunt repartizate tot pe interese și tot apărțând structurilor acestea corupționale mafioci care se află și astăzi la guvernare. Toate acestea au dus la aceea că Republica Moldova, 10 ani de zile, e într-un dezastru total. Nimic nu se hotărăște, nici o problemă, în acești 10 ani de zile, în țară nu s-a hotărât. O problemă e o în vedere cardinală promisiune, că noi am să vă dăm, că noi am să vă facem, că nu e nimic. Și ei și, și îmblau toți, inclusiv și noi, cu scăutăm să, să găsim unica așa idee care să ne unească toată națiunea noastră, idee națională, care, pe care, care noi dezvoltăm Moldova, astăzi, știți la ce s-a limitat? La ideea aceea că noi nu, noi, nu, că noi, dar cetățenii Republicii, sunt țară. De, e, de, deja gastarbaiter asta, asta, care o avem noi astăzi, s-a prefăcut în idei naționale. Oamenii, Lili Hamite, sunt mai aștepte, îi trimit pe toată mama Dracului, pe cei care au ales, pe cei care nu au ales, și pleacă din țară. Ia călă și așa mai jos noi astăzi. Dacă Vă imaginați dumneavoastră, nu știu, am mai auzit-o, respectiv, uh, radio dumneavoastră, sau nu, a noastră, toată Moldova, adică, în noaptea de 1 ianuarie, de la 31 decembrie 2019, spre 1 ianuarie 2020, acum, Așa. o lună de zile, Așa. fix o lună de zile în urmă, în Chișinău, în care locuiesc peste un milion de cetățeni, că acum toate satele se destramă și toată lumea fuge în Chișinău. Dacă în Chișinău, în tot Chișinău s-au născut trei copii. Mm -hmm. Vă imaginați ce înseamnă? Un, în care parte noi mergem, dezvoltăm un două? Rămânem fără de cetățeni, rămânem fără de acele resurse. astăzi da. Ministerul a votat o dispoziție prin care vor crea o Comisie Națională pentru Populație și Dezvoltare, un organ consultativ pe lângă prim-ministru care va gestiona prioritățile și riscurile demografice Republica Moldova. Într-adevăr, probleme sunt. care populației, migrația. Dar iată o soluție. Din nu, nu, o clipă. O, o clipă. Lăsați mamă în aibic comisiile acestea. Sute Așa. de comisii se Comisii parlamentare, comisii ministeriale, comisii guvernamentale, comisii nu știu de care. Dar arătați măcar un rezultat păi la vreo rezultat. comisie. Comisie cu miliardul, comisie cu, cu dracu, cu naibă, cu faraone, cu toți. Dar un rezultat, măcar ceva. V o comisie o scos la supărvață? Dar aici nici nu trebuie comisie. Dacă este măcar unul deștept în acest guvern astăzi, care comisie trebuie pentru a studia situația demografică? Dar n să fie copii dacă nu este tineret, dacă tineretul pleacă din țară. Dacă n-a să fie copii, dacă acest tineret nu are sursă de existență, nu are loc de muncă. Nu cum pot să-și permite ei să nască acest copil. Domnule președinte, dar iată, care vedeți dumneavoastră o soluție ca tinerii să rămână aici acasă? De schimbat tot radical în țară. De schimbat tot radical în țară. De creat locuri de muncă. De, de, bazat pe propriile noastre forțe, nu de stat și de, de și de plâns în fața acestor europeni sau aziași sau nu știu cui de cerut datorie, aceste datorii, aceste credite și așa mai departe. De creat baza noastră proprie economică, baza noastră socială, de creat condiții. Uitați-vă că la Universitatea de Medicină deja, da, mă, nu, nu vin studenți, pentru că cu așa salariu ca îl primește un medic, el nu poate să existe, el de unul singur nu să-și mai creeze familie. Aici e sistemul demografic nu mai trebuie de analizat nimic, trebuie de lucrat, trebuie de muncit, trebuie de gândit ce faci, nu faci prostii și nu vorbești prostii. Dar noi ascultăm în toată ziua, cu, pe intermediul și radio dumneavoastră și televiziunilor, canalurile, la pe urechi le pun la oameni și numai prostii și numai minșuni și numai ureli. Că noi așa, că noi încolo. Când a ajuns acum întrebarea că să scumpesc carburanții și spune ce Că noi nu avem petrol în grid în Moldovei. Dar acele instituții de stat, care creează sursele bugetare care cei mai mari sponsori trebuie să fie în bugetul națiunii noastre, statului nostru. De deci ce ele nu sunt controlate de stat, deși nu sunt tu, sub, sub tutela statului? Deci, date... De ce Deci reveni la practica veche pentru că am reușit să calculeze. -ți... Nu, 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 noi practică veche. Uh, uh, nu tot ce a fost vechi e rău. Eu mm, eu eu nu spune eu nici am acest lucru. La practici bune trebuie să revenim. Sunt practica așa veche, dar bună. Iar la șase au fost ministrul finanțe și el, dacă nu înțeles ce înseamnă bugeta abrazului și otrășului, înseamnă că el deja a stat în fotoliu de ministru și de acum încă și mai mult deja a fotoli în fotoliu de prim-ministru. Și dacă îi dau de mâna lor, de mâinile noastre, dău aviația, dau calea ferată, dau instituțiile de, subiect, de stat care aduc surse bugetare enorme, dacă ei dau bandiților și corupționerilor și mafii lor proprii, atunci e clar lucru că n-a fi nimic în țara asta. Revenim aceasta. și la acest subiect, domnul președinte, dar vreau să mai vorbim un pic despre partid. Dacă să ne uităm la ultimele alegeri parlamentare din februarie, vedem că Partidul Comuniștilor l-a acum 3,75% din numărul total de voturi ale legătorilor. Spuneam, este un partid lungeviv, 27 de ani, sunt ani buni. Cum vă gândiți dumneavoastră... Partid, nu, nu, lungeviv Asta e unul, dar partid clasic. unicul partid clasic, unul partid cu platforme concrete, serioase. Da. Cum vă gândiți dumneavoastră să reveniți în viața politică, să reveniți la putere. E, nu știu, vă gândiți cumva să faceți rezultate? o resetare? Nu, nu, nu. nu. duceți să în altă parte dumneavoastră acum. Sau pe mine vreți să mă duceți. Nu o să reușiți. Nu, nu nu, Acum câștigă legele cei care au bani. Așa. Nu a cei care vin cu concepte. Nu a cei care vin cu proiecte. Nu a cei care vin cu oameni pregătiți, profesioniști. Dar cei care au bani și pot cumpăra alegătorii pot corupe comisia electorală și nu numai comisia centrală, dar toate comisiile care se ocupă de lege. Ca cei care pot cumpăra pe aceste legături cu diferite fleacuri cu 200 de lei și cu o sticlă de vodcă. Aceia câștigă acum alegerile. Aceia care au furat miliardul. Aceia care fură și acum. Aceia care ei nu știu ce se facă în afară de ceea că supraviețuiască. Pentru că a supraviețui la guvernare, asta a scăpat de pușcărie. Și de ce ei aruncă? în focul sau în pojarul sau alegerilor, aruncă aceste surse. Noi niciodată n-am provocat și n-am cumpărat nici pe un Eu, dacă în față întregii moldovi vorbesc eu, conștient, și dacă lumea cunoaște chestia asta de mult, da, de deci ce? Noi nu avem bani să îmblăm și să facem aceste reclame la fiecare întorsitor de stradă și pe toată Moldova, aceste panouri de 3 la 6 metri cu fizionomile la acești corupționeri mafioși. Deși noi n -am, n am fost, nu suntem prezenți în acest parlament. Și acesta este un lucru tragic, pentru că experiența noastră parlamentară ea nu poate fi comparată cu acești care astăzi se află în Parlament. Uite, ea că de grabă, peste o lună, două, se împlinește o ane când au fost alegeri, ultimele alegeri parlamentare. Parlamentare, din 24 februarie. Ea numiți dumneavoastră personal, v-ați pregătit pentru emisiune și lasă legătorii alegătorii, ascultătorii care ne ascultă acum pe noi, lasă să numească ceva, o Acție. lege care a fost adoptată de actualul parlament și care ceva a sporit pentru toată țara, pentru cetățenii țării, pentru copii, pentru bolnavi, pentru medicină, pentru educație, pentru oricine. Poftim. Eu aștept. Eu vă spun conform, deci că au fost adoptate 175 de acte legislative, 73 de legi au fost, dintr-o 102 au fost hotărâri. Acestea au fost hotărâri care l-au numit pe cel la comisie, pe cel l-au numit vicepreședinte, pe cel l-au scos de acolo și l-au băgat acolo, mă rog, mă iertați, pe cel în în coșe. Eu vorbesc despre legi organice, serioase, care dezvoltă țara, dar nu care le le afle, le afleacuri de interesele lor mărunti. Domnul Voronin, iată, avem, un, ziceam, de revenirea Partidului Comuniștilor. Poate, nu știu, v-ați gândit cumva să faceți o coal -coal colaborare, o unire cu alte partide de stânga? Mm. Nu știu. Cum încercați să, să reveniți la putere? Dar nu sunt așa partide cu așa concept. Iată, de exemplu, Mart Caciuc a făcut acum un partid. Ei, astăzi, astăzi, așa știți, lucruri, cum să numești, publicitate. Mai multă publicitate. Noi cunoaștem personajele acestea, cine sunt ei, cine au fost ei la noi și care posibilități și capacități ei de dețin și cunoaștem și cine este la spate acestor interese și cu cui trebuie aceste partide. De ce nu, nu ne înviorează pe noi aceste lucruri? Partidul nostru a avut întotdeauna așa, are și așa să aibă pozițiile ferme pentru statalita, statalitatea țării, pentru, repet, pentru interesul național dar nu cu de astea lucruri, cu jocuri politice. Jocuri politice noi de mult nu ne jucăm, dar am crescut prea mare. În toamna anului, așa cum ați menționat, anul ăsta avem alegeri prezidențiale. Pe cine va Partidul Comuniștilor și... Noi încă n-am uh, discutat în partid. Da v-ați gândit cine ar putea ce... fi? Nu, nu ne gândim, pentru că sunt lucruri foarte importante care trebuie să ori depășite, ori înlăturate, în orice caz înlăturate. Unde? Depășite. Unde? Unde? Da. Unde? Pentru... unde sunt aceste? În Constituție. Așa. Pentru că Constituția samovolnik și și indiviz au modificat-o, pentru că așa eu promis cândva do Dodon când el trebuie să-l voteze pe Timofte, cu următorul președinte să fii tu și au, votat modificat Constituția și au trecut de la alegeri președinte în Parlament, pentru că noi, conform Constituției, suntem Republică Parlamentară, dar nu președințială, și au trecut la alegeri președinte în direct de tot poporul, că adică vrea poporul. Eu n-am nimic împotrivă poporul poate să Dar sunt două modalități de modificare a Constituției, prin referendum sau prin 68, două, treimi de deputați în Parlament. Nu s-au făcut niciun neșaltă. Și și indivizi, corupți, care pe urmă, au fost fugăriți din Curtea Constituțională, au modificat Constituția. Și, eu, și trebuie să conștientizați să toți, în primul rând, un lucru. În 30 de ani de grabă de independență, noi avem numai trei președinți ales în mod constituțional. Primul președinte, Mircea Snegur, al a doilea președinte, Piotr Lucinschi și vorbitorul a dumneavoastră de, acum o Da, și Voronin. Aceilalți președinți toți sunt neconstituționali, pentru că ei sunt aleși contrar Constituției. Temovte a fost ales neconstituțional pentru că președintele se alege în Parlament de două ori, dar el s-a votat a treia oară, numai. Aici lans toți așa. Dodon e neconstituțional absolut, pentru că Constituția au modificat, vă spun, și, și indiviz, corupți, care au făcut și la indicația cu treabă și trebuie ca să aleagă pe acest Dodon președinte. Deci noi primul trebuie să clarificăm cum alegem președinte. Dacă alegem iară cu tot poporul, înseamnă că iară alegem președinte neconstituțional. Ori în timpul acesta, Parlamentul lasă să, schimbe, să treacă, să voteze cu două treimi modalitatea de legii președinte, ori Curtea Constituțională să-și să -și anuleze propriile lor decizii care au luat-o ei atunci, fiind plăteți și cumpărați cu bani serioși. Și atunci noi am să ne clarificăm, comuniștii, cum participăm în aceste alegeri. Noi, data trecută, o clip. data trecută, la alegerile acestea, când l-au ales pe acest Dodon președinte, noi doar am boicotat și ne-am adresat către tot poporul, către toți alegătorii să nu participe, pentru că alegerile nu sunt concesionale. Și primul tur de el de cu ajutorul comisiei electorale, cu falsificări, cu diferite smicherii, au ajuns la 50%. 49, 49 și ceva, că adică au participat în primul tur. tur. Cu oameni nu au să iasă. Și de fapt, astăzi, acest dodon care se înflă în piene, că el e mare președinte, el e ales cu 18% din numărul total al legătorilor. Și fel de reprezentanță poate să aibă o persoană în așa funcții de stat? Și fel de autoritate poate să aibă el? Deci noi de la început trebuie să clarificăm această situație, comuniștii și pe urmă spunem pe cine ne cum participăm. De exemplu, dacă este, cum a spus dumneavoastră, alegerea președintelui de către popor, așa cum s-a modificat neconstituțional, vreau să vă întreb, Dumneavoastră ați fi de acord să candidați? Dar cum presupun eu? Că nu, și, nu, 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 nu. dumneavoastră. Și, și eu, eu n-am -am jurat două ori pe Constituție, eu nu cunosc Constituția nu, nu, nu. Sau ce? Eu zic, dumneavoastră, ați fi de acord să, să candidați? A, prijele. Asta nu, noi nu suntem aici în doi și, și de acord și nu de acord. Aici decide partidul, decide... Decidem organele de conducere, decidem noi toți împreună. Această decizie nu ne-a de mie personal. Ea trebuie să fie toți împreună, pentru că în campania electorală nu a un voron sau alt candidat a partidului. Asemblăm tot partidul, toți oamenii să ridicăm în unul la altul. Dacă să fi tot normal, conform Constituției. Numai așa în așa caz noi participăm conform Constituției. Este ora 18 și 32 de minute. Estimați radioascultători, vă reamintesc că ascultați emisiunea Loc de Dialog. Invitatul ediției din această seară este președintele Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin. Domnul Voronin, noi discutăm mai departe. Iată, ați v-am vorbit despre ședința plenară. A, în luna iunie, anul trecut, Ex-președintele Republicii Moldova Mircea Snegur și Petru Lucinski i-a adresat o scrisoare de susținere președintelui Igor Dodon atunci când a fost acea neînțelegere, acea schimbare, uh, când uh, veni să făcus o alianță cu blocul acum, Partidul Democrat nu ce-a dat puterea și așa mai departe. Aceștia au scris acea scrisoare, de deci ce foștii șefi ai statului au scris acea scrisoare de îndemn ca să cumva să găsească un compromis. Vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, ce rol ar trebui să joace un fost președinte de țară? Cu părere la noi, în țară, către fost președinți de țară, atitudinea este nu că negativă, dar în genere este indiferentă. Este. Știți, parcă. parcă oamenii aceștia în zadar au fost la aceste posturi. Eu am vedere acești trei președinți constituționali. Așa e Dumnezeu și cum au făcut așa la să se spățească. Dar pe față de acești trei președinți este indiferent. Opinia lor nu se consultă niciodată. O, alte situații create de ceea că să fie consultate, să fie consultați acești președinți să fie invitați la diferite măsuri. În afară de, de exemplu, 25 de ani a Curții personale, Nu, recepții, eu nici n-am fost, nici nu mă duc, nici n-am să mă duc niciodată. Eu nu vreau să văd muturile astea acolo, mm. în, odată, în, în prisos, de prisos, da. De deci, ce opinia acestor președinți, din potrivă, lor dacă le trebuie ceva să spună că ei, să, nu, să-i convingă pe cetățenii țării că nu ei sunt proști și nu pe ei doște, nu-i duci capul să conducă, și, nu îi iau și nu ei au experiență, nu ei sunt corus mafioți. Ei înșeapă arunca pietre în acești președinți. Iar așa e tradiția noastră moldovenească cu păreri de rău. Pret în aceștia 10 ani, a venit cineva să, vă, să vă ceară un sfat? Nu. Nu. Dar ei, Până nu de mult, eu nici nu trebuia să vină, pentru că eu eram prezent în Parlament. Și eu fără să ei. Fără, nu printre ei. Eu eram deputat în Parlament așa, fără ei. Eu așa. eram din partea partidului, din partea poporului, așa. dar nu printre ei. Uh -huh. Eu n-am nimic cu tot să ieși banda asta. Da. De deci ce? Eu avem posibilitatea la microfonul, de la microfonul Parlament să ne expun opinie. Acum și voi, presa, și toți ești la televiziunile și radioul fugiți că dracu de tămâie, de voroane și de comuniști. Așa vă, așa sunt date indicațiile, așa vă spun, că asta, să nu spun ceva, nu la locul lui, Caterina Stratan de peste drum. Ea, dar televiziunea națională finanțează din sursele tuturor cetățenilor, bujetul statului. Și când ea invită comuniștii pe noi la discuții? Când invită? Când? Ea, e, și pe, aminuitat? televiziune al lui Dodon face film despre Dodon de 30 de minute care nu a făcut nimic în 3 ani de zile, nici o promisiune, nici o babă nu a făcut acest Dodon și ea face film pentru Dodon și îi face lui publicitate dar de ce el în primul rând, într adevăr doilea rând, asta e atitudine foarte urâtă și foarte proastă față de opoziție. Și aceea este cum vorbim. Noi ne bucurăm foarte mult pentru că am lansat această invitație chiar săptămâna trecută și ați fost foarte receptiv și ați venit. Asta apreciem, într-adevăr. Nu, vă, și voi. Haideți, este ora 18 și 37 de minute, domnule președinte, mai avem mult de discutat și vreau să punctăm repede. Nu vă laudați și voi, m-ați invitat pe mine, Matei Goana, în urmă, nu mai des. Așa că... Un an în urmă, dar în da, luna da, iunie da. ați fost, vara ați fost cel puțin la Moldova 1, și când, am retransmis acea vara, și la Radio Moldova. erau pe insule și pe mări cu, cu banii de, furați și cu fete frumoase, atunci l-ați găsit pe Voroni și pensionar. pensionară în Chișinău l-ați invitat pe la, și cel la, a fost... la radio. Ei, dar eu mă rog, eu sunt ascultător. Oricum, de vața am sper am fost că de, de acum înainte în 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 veți fi receptiv la invitațiile noastre și veți veni. Nu, și de cred că dumneavoastră s-a dus și mai des de opoziție, aminte. Domnul Voronin, vreau foarte pe scurt să ne spuneți. Cum credeți? Știu că ați mai răspuns la această întrebare, doar că nu ați răspuns aici. Vreau să ne spuneți cum credeți. Maia Sandu a procedat corect în luna iunie atunci când a cedat guvernul. Maia Sandu n-a procedat corect atunci când a dat consămțământul la formarea guvernului în așa condiții. Eu trebuie să știe că aceasta e capcan întins. Și Maia Sandu, într-un fel oricare, l-a salvat pe Dodon atunci. Mai mult n-a hotărât nimic. Așa a fost creată situația. Atunci nu trebuie să dă consăpțământul să treacă la guvernare. Dar, mă rog, la noi, moldoveni, în capul meu trebuie să bage. Trebuie, nu trebuie. Dar pe urmă, dar acum mai târziu, dar, să, spunem ce a fost și cum a fost. Nu a trebuit atunci să dă consăpțământul să o salveze pe acest domnul. Atunci a trebuit altfel de procedat. Cum credeți că va dura acest guvern? Actualul, actualul în guvern, cât va dura? Păi cât, bă, cine poate spune cât îți dureze, dacă noi în tărcești ani din 2009, de când am plecat la guvernare, așa e optele sau al noule guvern. Și uitați-vă la ei. Și, 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 și se aude de la ei. Și, și, și iesă din ei acolo. Nimic. Nici pe dimensiune. Sunt în piene că ei sunt miniștri. Aici și la noi, cu buricul ăsta moldovenesc al nostru, cu, 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 când inflăm deodată că el, el nu a fost nimeni, înțelegi? Azi l-a prins, l-a găsit, l-a făcut ministru și el mâine, dar mi și mai deștept și le-a toate și să fac și cum să fac. Dar nu mai știe el nici o babă și nu face nimic. Deși noi stăm în Glodo acesta, ia ca 10 ani de zile, nu ne mișcăm nicăieri. Nu mai te de asta, vorbăraie de asta, e europeană, modificare uh, și mai fac ei reforme. Reforme, 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 reforme. reforme reforme. Și acolo ia în după ăsta, Peter Mihal, că după toți și le dă bani. Că ei sunt buni, că ei să margă pe calea aceasta europeană. Citeți discursul lui Dodon de astăzi în Strasburg. Și a vorbit el despre aceasta. După demiterea guvernului Sandu, am văzut că Partidul Democrat cumva a susținut Partidul Socialiștilor uh, neformal. Zdraste, Vreau cum? să vă întreb pe dumneavoastră cum calificați mm -hmm. relația dintre Partidul Democrat și PSRM? Cumva. Dar ei sunt de, Nu știu de când sunt gemeni toți împreună, democrație cu socialiștii. Tot timpul au fost împreună. Țineți-vă de cadrele, celea când Placateu exprimăla prin sala ședinței Parlamentului și s-a apropiat, nu de parte, de don, și de s a don, sărit ca soldatul pierit prapăr și când. по положению стойки смирно в фасалу плохотнюк. Да и тот тим по фосам преу, на за и фэра, уну фэра алту ну по супровису, и шла супровису, я А еще ну не миг, но, абсолют. Мы говорим демократы, подразбиваем социалисты. Мы говорим социалисты, подразбиваем демократы. А стаи у нас еще. А есть экипы коррупты, а есть экипы де талхали, а есть экипы де мафиоз. Что не миг, а еще де усебит, ну и категорик, абсолют. А что вы еще спустяков? la o emisiune, a citit și a spus de-acolo, săptămâna sunt trecută. Noi de mult am spus că ei sunt preoți, că sunt coaliții, că unul pe altul. Bine, și această coaliție vedem că, nu știu, C cât va rezista. Dar nu, asta coaliție, uitați-vă ce face Eugenie Niciforciu, că este așa un de a, a, intermediar care a, a, eu a provocat, a, eu a cumpărat a, cu banii lui pe deputați din fracțiunea noastră și împreună cu Siriu Rășeserbu, și ce fac ei? Eu, 17 deputați, democrați, îi duc la Florești, îi hrănesc acolo cu carne nu știu de și animal, da? Ce înseamnă 17? La 35 de. Ca să formeze majoritatea? La 35 de socialiști deputați, 17 avem 52. Adică, da, don și doamna Zina, Mi-a confirmat S-au acoperit fundul la orice casc și ei trebuie să voteze. 52 de voturi i-au garantat în Parlament. 2. De la 52, dacă trec la alegerile președintelui în Parlament, dar trebuie 61 de voturi ca să fie ales președintele, 3 pe 3, lor le mai rămâne de la 50 cât? 9. 9 și de gât? Pe șor. 7 de la șor. Îți gata. Plus la 62. Ir jiems reikia dar da. 2, bet ir jie lansė ėmdus egzempliorių ir ieškoti peiklo, jiems reikia apartamentų, jiems reikia pinigų, jiems reikia automobilių, jiems reikia lukso, străiască. Și așa mai iaca, care e bandă, care e și să faci în parlamentul nostru și în conducerea noastră a țării. Și credeți că curând va fi creată această majoritate dependente. parlamentară? Eu nu vreau să cred. Eu vreau să cred în bine. Dar cu păreri de rău, iacă cât mai mult noi vrem să credem în bine, cu atât mai rău se primește și mai rău, și mai rău, și mai rău. Și eu, de fapt, nu mai știu cât a sărăb din norodul nostru mai rău. Domnul Voronin, iată motivul pentru care a fost demis atunci... Guvernul Sandu a fost reforma justiției, numirea procurorului general Ei, motive poți găsi Vreau să vă întreb, un milion. cu fiecare guvern care vine și pleacă, tot spun că vom face reforma justiției o. Reforma justiției, la fiecare, fiecare dată se, se spune despre acest subiect mm. Ce ar trebui să se întâmple în Republica Moldova ca să fie totuși această reformă justiției? Nu, nu, nu trebuie nici o reformă Totul depinde de oameni, totul depinde de cadru. Poți scrie cel mai excelent document, poți primi cei mai perfecte lege legi din lume. Din lume. Și dacă o care trebuie să execute aceste documente, aceste legi, îs mafioți, îs bandeți, îs talhari, îs nu sunt profesioniști, nu sunt din nimic, îs de râsul lumii, n-a să fie niciun fel nimic. Nu trebuie reformă, trebuie de pus cu oameni serioși care să facă ce și trebuie să facă. Oameni buni. Și, 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 înseamnă reforme, reforme, reforme. Oameni buni. Noi în capul meu să punem Constituția. Punem Constituție. Avem Constituție. Avem, Avem lege despre Parlament. Avem lege despre președinție. Avem lege despre Curtea Constituțională. Avem tot cadrul legislativ. Legile trebuie de executat, dar nu umblăm cu... Asta numai de aceea că ducă lumea eroare. Reforme, reforme, reforme. Ca șamană în toată ziua saude. aude. Și aia ăștia europeni, ăștia tot, parcă să dați și cu plută în colo, în col, cu reformele acestea, ne bat nouă capul. Dar nu trebuie reforme, trebuie de păs oameni care să fac treabă și să răspundă, să fie, o perso să, fie o responsabilitate personală, să răspundă pentru tot ce ei și fac și ei și nu fac. Domnul președinte, cum credeți, astăzi Vlad Plahotniuc se mai implică cumva în activitatea politică? 100%. Al derejează și pe și nu numai pe dânsul. Nici nu se discută. Să da, și ați auzit că sunt toți ceva din miliardul de înapoi? Miliardul ăștia lucrează, oameni buni, vei ști? Lucrează și așa lucrează miliardul ăștia. Mai mult de el, încă și-i pus undeva încă și pe procente, ei încă și mai câștigă pe miliardul de Drag să știe eu. ce fac ei. Atât Vlad Plahotniuc cât și Ilan Șor sunt dați în căutare internațională? Da, teoretic. Vreau să vă întreb, de ce atât de greu, în opinia dumneavoastră, sunt găsite aceste persoane? Cum de ce, sunt, de ce nu sunt găsite aceste persoane? De ce ele atât de greu se caută? Dar nu se caută și unul și doi, dar nu e principal că ei se caută, nu se caută. Principalul constă că ei, nimeni nu dorește ca ei să întoarcă și să vină înapoi. Pentru că ei dacă acolo pe vorbea să... A, țineți minte o conferință de presă a lui Elan Șor când el a venit cu o jantă, ca finie. Așa. Și arăta și el a să vin în timp și el a spui și a fost în janta aceasta, dar Dodon știe și a fost în jantă. Deși ei nu vor că ei să-i să, -i, să -i găsească, să-i aducă, să-i prindă, să-i pui sub să tanchete și să să-i întrebe și au fost în jante, și nu au fost și în unii miliard, și -au și cu aviația, și cu acele toate probleme care s-au creat în anii și aceste și toate. Anul 2019 va deveni un an istoric, ținând cont de evenimentele care au fost în luna iunie atunci când, cum am zis mai devreme, unul ceda, altul nu ceda, Vreau să vă întreb, dacă nu interveneau cele trei puteri, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Federația Rusă, ce s-ar fi întâmplat astăzi? Nu, poate ar fi mai bine. Odată și odată toată zăraza și buba asta și toată, toată, tot idiotismul să trebuie să Odată și odată trebuie să fie o explozie socială foarte puternică. Trebuie totuși să ridice cetățenii Moldovei cât poate să răbdă sărășie, nevoia, frigul, dezastru acesta în țară. Poate era mai bine dacă nu s se implicat. Dar și rezultat că ei s-au implicat. Și locul coțat pe tot l-au întărit pe cel, l-au întărit pe cel, l pe ceal. Și -a și -a rezultat, un rezultat. La acela eu, 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 dat uh, posibilitatea să calde în Oceanul Pacific, uh, în condiții tot timpul unde vara. Pe, pe asta stă în Israel, unde tot e temperatura, tot timpul e 20 și ceva de grade. Și Nimic nu, nu se întreprinde nici cu banii să găsească nici cu nimic. Nu se Iată nimic. Ei aici, pur și simplu, în punctul acesta care se numește capitala Moldovei, independente, vreau eu să fie așa, suverană, Chișinău, au coincis interesele acestor trei puteri. De deci, ei, știți, cum spuneau grecii antici, cum a fost întâmplător, acela de peste a venit, americanul, cum a ieșit din de Moscovac, a colosat tot acolo problemele Rusiei și a alergat aici la Chișinău, și acela a treilea a venit de Europa, aici, a fost o înțelegere, o înțelegere așa, că Doamne ferește nu se întâmplă în alt fel, de ce și au făcut aceasta. Eu cred că acest lucru, din potrivă, a agravat situația și noi n-am hotărât nimic. Mai bine atunci aveți crepe dracu, sunt patru sau într-o 400 de păcăți, nu știu câte, dar și puteți să fie poate ceva mai normal și mai sănătos în țara asta, vă dați și odată. Domnul Vronin, subiecte de actualitate vreau să discutăm acum referitor la Fondul Monetar Internațional. Iată, săptămâna, săptămâna trecută uh, uh, premierul Chicu spunea că orice condiție înaintată de Fondul Monetar Internațional, care nu poate fi acceptată de guvern, înseamnă o pauză în relațiile noastre. Cum credeți, în cazul în care Republica Moldova face această pauză, Fondul Monetar Internațional? Noi opt ani am condus Republica Moldova fără Fondul Monetar. Fondul Monetar este un instrument al Statelor Unite, care toate țările le fac să fie datori cu bani și încă și le plătim procente. Ia care e rolul fondului monetar? Să spele banii cei care te păresc americani acolo și hârtie goală, să-i facă aici noi bani adevărați. Da. Și fără fondul monetar trebuie să lucreze. Fondul monetar cu credite, cu, cu granturi, cu chestii de-astea, nu trebuie să chicul fie și nu trebuie să ai mult chic în cap. Trebuie să lucrezi fără de aceste lucruri. Și aici am făcut noi. Noi când am venit la guvernare 2001, Datoria externă a Moldovei față de toți creditorii externi era de 85% față de, de produsul intern brut, de PIB. Și noi ne-am achitat cu datoriile și i-am și trimă... trimis, după neamurile, toate neamurile lor pe cei la fondul monetar, nu am vrut să colaborăm cu ei și nu am colaborat. Și din ce surse -am, am luat cred din sursele proprii, din inițiativele noastre, din aceea că am curmat corupția, banditismul, tărhare și mafia și toți crimă organizată. Cu asta noi am început activitatea. Deci e că noi am fost aceia care am deschis centrul anticorupție. Acum centrul ăsta îmi pare că, din potriu, are o destinație pentru corupție, dar nu anticorupție. Da. Deși e că noi am strâns toate și sute de strâns în mâinile statului. Și statul controla toate aceste lucruri, dar le dăm posibilitatea la cei care fac business și în să lucreze, să facă, să problemele, dar statul trebuie să fie organul decisiv. Statul răspunde de, de, probleme legate de sănătatea cetățenilor, de pensiile cetățenilor, de apărarea statului, de, de, toate, toate, de instituții de învățământ, de toate celelalte instituții. Statul răspunde și ea tot trebuie să fie concentrat în mâinile statului. Businessul lasă să lucreze, să lucreze cinstit, să plătească impozite, să nu facă șmecherii, să nu facă de astea. Uitați la noi, în Moldova, produsele farmaceutice de două ori mai mult și mai mult de două ori, mai scumpe decât în Germania. Zdraste, cum trăiesc nemții și cum trăiesc moldovenii. Ce ei, ce Înseamnă că și ei e mafie farmaceutică fantastică. Trebuie cineva să copie. Nimeni, ni să pentru că acei care controlează mafia stau unde? În fotolul de deputat în Parlament. Domnul președinte, da. iată, pe teritoriul Republicii Moldova se propune să fie reconstruite, unele construite, două, aer două aeroporturi internaționale. Mm cum credeți? Cei de la guvernare spun că aceste aeroporte cumva ar contribui la dezvoltarea economică a țării. Eu văd că dăm un închis gură. El a să de calea ferată. Chiar ca um, tirurile de 60, 80, 100 de tone care îmi traversează Moldova, bă cu cement, cu cereale, bagă, nu știu, cu și, cu materiale, cu construcție au distrus, toate drumurile. Ei nu doresc să le facă aceste șosele de ilis. Lasă contribuie și ei să restabilească activitatea normală că e ferată. Aeroportul Chișinău trebuie de întors statului și aeroportul Chișinău nu are ce faci. Dimineața zboară 5 avioane, se duc, la prânz vin acestea 5 avioane înapoi, se alimentează, eu noi pasajeri și pleacă iarăși și e tot activitatea aeroportului Chișinău. Aici ăsta aeroportul trebuie cuiva, numai nu Moldovii. Și cei care servesc cuiva, ocupă posturi în alte și se vede că au dat promisiuni la cei şey cuiva. Și ne se ajută cei şey cuiva la sclarifice. Chiar ca pe directorul serviciului uh, SIS, <gutivă> Securitate. Da. L-a învinuit că trebuie să-l dă afară că el e lui baptist. Noi am ajuns la așa că când am să controlăm și în sine, și în și, crede. Păi, omul trebuie să facă treabă, dar și crede asta e problema lui personală. Și cred eu și cred mă ta, în care religie și în care Dumnezeu. Iată, chiar astăzi se discuta despre în presă despre reconstrucție, redeschiderea, reconstrucția aeroportului Mărculești, da? Și că cum că aceasta ar costa cam 50 de milioane de, de lei. Și de va și dezvolta de, 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 zona de economică, 50 de milioane de lei, ce obțin asta am găsit eu. Da, nu, la, asta e... lei. Ar Apoi contribui a... la dezvoltarea zonei economice libere. Da, în ei, acum, înainte de alegeri, se diferite proiecte la care spate de furat de făcut, de scos din aceste proiecte bani. Ia ca Dodon a declarat uh, când luni că ei un, milion de, un miliard de lei investesc în uh, uh, construcția drumurilor. Vei, voi nu aveți și plătești salariul la artiștii din teatru care băicotează și nu iesă la spectacol. Vei, voi, păcătoșilor, Iată, văi. Uh, Anterior a fost o întrebare care nu v-a interesată despre cele 500 de milioane de... Uh -huh dolari din partea Federației Ruse, cum da, ar fi pentru acest... Și asta. Nu, nu plăteam salarii la artiști de balet care leașnă în timpul repetiților, dar ei îmblă cu, cu, cu miliarde la drum. De deci, ce? Ca să fie uh, luate banii aceștia și folosit în campanie electorală. Iar se duc la moldovenii noștri, la legătorii noștri, nu, nu numai la moldoveni, la toți, le pui la așa pe Ureș, le dă iară câte 200 de lei și le spui că ar mai bine decât în Europa și decât în nu știu unde. Da. Ia că de ce fac proiecte? Acest... Și să auziți, stimați radioascultători, ascultați-mă foarte atent, să fiți atenți, să auziți diferite proiecte, năstrușnișe, Până la șeic, Dodon poate să programeze că se zboară cosmicii corabli cu moldoveni pe lună sau mai departe. Numai de că în campania electorală să ai posibilitatea să fure bani și să vă cumpere pe voi pe legători. Ia și proiecte au ei pentru și îmblui. Și așa care, pe și îi roagă cu aceste aeroporturi tot, le promit ceva și acești care ei acum se închine și se publie pe toți unde vrei și cum vrei, ei ăștia din Europa ca să le deie credit tot pentru acești și ar să tot acești bani și credite să acest... Mai avem încă 5 minute până la sfârșitul acestei eu, da, da, emisiuni da, Domnul Voronion, vreau foarte pe scurt să mai trecem câteva întrebări uh, un subiect de actualitate discutat chiar în ultimele zile despre privatizarea uh, în perioada imediat următoare a întreprinderii metalferos care ar aparține în proporție de 78% statului cum vedeți dumneavoastră iată această. E, e, e încă o schemă, schemă suplimentară. cred că e raportul nu vor să facă nimic. Cu miliardă nu caută, cu bancă de economie nu vor să deschidă o bancă de economie a Statului, cu capitalul statului cu proiecte serioase care ar aduce folos imediat. Statul nu vor să facă nimic, dar ea că cu chestii de astea, cu aiurile de astea, e îmbluș și a se propun. Eu vă spun, anul acesta, când înainte de alegeri, ar să facă tot ce vrei promite, o să promite la oameni totul ce e posibil și imposibil. Ca să aibă oamenii totul ce să dorească, numai să-i aleagă pe dânșii iubimăie. Mai departe, ca ei să poată fura, să poată distruge Republica Doa canceane, cum se cântă imnul nostru internațional. Iată, în opinia dumneavoastră, ținând cont că ați menționat mai devreme Uniunea Europeană, nu știu mai ce, în ce parte ar trebui totuși să orienteze Republica Moldova? În partea cetățenilor Republicii Moldova. Așa? Da. Toți, tot guvernul, toată guvernarea, toate organele publice locale, toți, toți funcționarii trebuie să lucreze pentru Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova. Dar cum ar trebui să fie politica Republicii Moldova? Și să fim prieteni externi. Fim... Pe noi când am venit la guvernare, pe mine la prima conferință de presă, că, știți, poți să ai multă pregătire și ai multă practică, dar de președinte nu te pregătește nimeni. Da. Și la prima conferință de presă, voi jurnaliștii m-ați întrebat, uh, unde ați fi Moldova? Eu am fără niciun fel de repetiții, fără niciun fel de pregătirea, am spus, Moldova trebuie să fie acolo și o să fie acolo, nu o să fie interesul ei. Acolo noi să fim, unde avem interesul nostru. Domnule Dar nu o să ne ducem o să ne legem, nu știu după și nu știu după ce, pentru interesele noastre persoane. Unde interesul Moldovei, nu a cuiva și poți indiferent n-ar ocupa acest cineva. Care ar fi, iată, în opinia dumneavoastră, trei cele mai importante subiecte pe care ar trebui să le discute societatea, să le dezbată și până la urmă să le rezolve sau să se ocupe guvernarea. În perspectivă sau imediat? În perspectivă. În perspectivă, eu nu, eu nu vreau să vorbesc perspectivă, pentru că este o să de așa de strașnic, de groaznic în țară, că trebuie imediat de hotărâs multe probleme. Imediat trebuie Parlamentul acesta de fugăriș de ales un Parlament normal. Imediat trebuie de adus în concordanță și de stabilit toate normele constituționale care au existat până și s-au bătut joc din de Constituție, ca de o fată de asta, loc o povedenie. Imediat trebuie aceste lucruri de făcut. Acestea sunt foarte cele mai importante lucruri care trebuie de făcut. Domnul președinte, în câteva cuvinte, foarte pe scurt, care sunt așteptările dumneavoastră pentru anul 2020? Și tot toată seara pe scurt, pe, scurt, pe, scurt. pe scurt, pentru că mai avem iată jumătate de secundă. Mai invitați o dată în an și, încă și pe scurt. Vă invităm cu dragi Care sunt așteptările? așteptările? A cui? Pentru 2020, ale dumneavoastră. A personale? Da, pe plan politic, ca om, ca politician. Dar ca și om, le doresc la toți cetățenii care ne ascultă, la ascultători și toți cetățenii Republicii Sănătate, sănătate, nu dă-i Dumnezeu să fie zaraza asta din China, peste noi. Coronavirusul? Da, să le doresc să nu pierdă optimismul și le doresc să aibă soveste în sfârșit moldovenii. Eu când vorbesc moldovenii, nu numai despre moldovenii mă refer, toți care locuiesc în Moldova. Și când vin alegerile, să nu ca și și să asculte. Păi, dar iau și e simpatic, de și frumos vorbește, dar iau și o spus, dar da, să fac, da să vedeți cum să fie de bine și de frumos și de crasivă. Nu. Trebuie să fim să ne stimăm noi însuși pe noi. Dacă nu ne o stima, nu o să ne stimeze nimeni niciodată. Domnul Voronin, noi am ajuns la finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă așteptăm cu drag de fiecare dată atunci când aveți posibilitatea. Stimați radioascultători, vă reamintesc că ați ascultat emisiunea Loc de Dialog. Invitatul ediției din această seară a fost președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin. Eu, Cristina Popescu și Veronica Bodnariuc, regizorul, vă spunem o seară liniștită. Toate bune!